Saludos, Vlad. Eu au 7 ani, eu am născut în Seattle și mie îmi place să fac ce vreau eu. În statul Washington sunt 16.000 de români. Din nefericire, comunitatea noastră nu are o școală în limba română care să vină în completarea învățământului american. Această tabără le aduce ca invitate pe Iulia Rugină și Ioana Flora, care au fost invitate speciale la ediția a patra a Festivalului de Film Românesc. Am aflat despre ARCS și ce fac ei. Ne-am dat seama că ce fac ei seamănă foarte mult cu ce facem noi, Controlen, în România. Nu știam exact ce am vrea să facem, dar a urmat o întâlnire în decembrie cu Otilia în România, în București. Și pentru că ne-am apropiat și ne-am conectat foarte tare atunci, am decis să facem un proiect împreună. S-a formulat ideea asta cumva referindu-se la cea mai acută nevoie care există aici, respectiv cea a copiilor care locuiesc în Seattle și care nu-și vizitează țara de origine, decât foarte rar. Reacțiile la propunerea de tabără au fost extrem de entuziaste. Și am îmbrățișat-o cu un elan muncitoresc așa de mare. Și tocmai ce s-a întâmplat. Tabăra a fost concepută pe 2 săptămâni. Prima săptămână foarte intensă, o săptămână de cunoștințe despre România, jocuri interactive prin care copiii să învețe cât mai mult din România. Adăugând informațiile specifice despre România din mai multe domenii, am folosit-o ca pe tema pentru tot ce însemna viitoarele filmulețe pe care urma să le facă și în felul ăsta am combinat utilul cu plăcutul. Am avut ediția asta 4 filme de scurtmetraj realizate în totalitate de copii. Pentru mine, cel mai mare semn de întrebare a fost cum se percep copiii pe ei, ca și identitate, cât acceptă această identitate. Am avut copii care în primele zile ezitau să vorbească în română, sau se temeau, sau le era rușine, sau jenă, și care la final comunicau deja fluent. Pentru că simțeau că fac parte dintr-un grup, simțeau această apartenență, o identitate națională și bucuria și mândria că fac parte că sunt români. Acești copii au fost mândri că sunt și români, nu numai americani. Iar acest lucru psihologic vorbind este extrem de important pentru cei din diaspora. Suntem foarte departe și ele ne-au dus în colț din România. Este foarte important ca astfel de proiecte care se bazează pe colaborări cu asociații culturale din țară, cu instituții culturale din țară, să continue.